unul din 10 locuitori ai comunei Timișoane-Gottlob cultivă lupeniță sau pepeni galbeni. Printre ei se numără și Valentin Stână, care administrează o suprafață de 10 hectare. Recent acesta a încheiat lucrările de plantare a răsadurilor în câmp. Plantatul se efectuează manual. Aici, în această parcelă, efectuăm manual, în cealaltă parcelă lucrăm și la plantat lucrăm mecanizat. Aici doar acoperitul se efectuează mecanizat. Care e avantajul plantării mecanizate? Avantajul plantării mecanizate este că se folosesc mai puțin oameni, deci forța de muncă manuală este mult mai mică decât la plantatul manual. Deci în loc să plantez un hectar cu 20 de oameni, îl plantez doar cu 8-10 oameni. Deci cheltuielile se reduc la jumătate și automat se câștigă și timp și se fac economii și la bani. Ce alte lucrări urmează în cultura lubeniței? Urmează prașe la oarbă între tunele ca să evităm îmburienele terenului, după care o să începem să aerisim tunelele puțin după câteva zile și după aceea o să urmeze descoperitul, recuperăm fierul cu care am confecționat tunelele, urmează stropirile de întreținere preventive, ierbicidări eventual, dacă e nevoie ceva plivit, prașelă, manuală, după care urmează recoltatul. Anul trecut, fermierul bănățean a cules și 80 de tone de lubeniță de pe un hectar cu plante alpuite, aproape dublu față de recolta obținută cu propriile răsaduri. A renunțat între timp să mai cultive lubenița alpuită pentru că nu ar avea ce face cu atâta marfă. În propriile solarii, acesta a creat 65.000 de răsaduri, folosindu-se de un sistem de încălzire cu totul original, pe bază de curent electric. Răsadurile au fost apoi plantate într-un fel de mini-solarii. În tunelele mini, tunelele care le vedeți în spatele nostru, temperatura poate să ajungă și la 70 de grade. Dar să nu vă faceți niciun fel de problemă, că lubenița este o plantă termofilă și îi place la căldură. Nu e niciun fel de problemă. Dacă are apă și căldură, e super ok. Și bineînțeles să fie soare, să fie lumină. Pentru a face față concurenței, fermierul de 42 de ani a investit în tehnica agricolă. Anul trecut a accesat două proiecte finanțate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală pe măsura 312, fiecare în valoare de 280.000 de euro. Unul pentru achiziționarea unui tractor și toată gama de utilaje, iar celălalt pentru o combină de recoltați. Ne aflăm în localitatea Gottlob, unde zilele acestea se încheie campania de plantare a răsadurilor de lubeniță în câmp. Aceste răsaduri au fost scoase de curând din seră, iar acum sunt plantate mecanizat sau manual. Fermierii speră să obțină o recoltă bogată la mijlocul lunii iulie, când și-au propus să ajungă pe piață. Liviu Gordea, Agroinfo.